v-am regăsit la un nou vlog! Astăzi vreau să vă prezint ce am plantat eu astăzi! De fapt nu am stat aici azi la țară pentru că am venit acum după masa și vreau să vă prezint ce am plantat eu! Haideți să vedeți! Aici mi-am plantat niște semințe de ardei. Am să fac și aici semințe de porumb. Vedeți acolo una. Și aici o să iasă un porumb și aici ardei. De fapt, hai să vedeți. Aici avem ardei și o să crească fix ca aici, în locul acesta. O ceapă este foarte coaptă. E coaptă, cred că. Foarte coaptă. Aceasta e cea mai coaptă. Și am ajuns în grădina mare. M-am oprit. N-am mai vrut să curăț ceapa, pentru că era foarte greu. A treia folie să o dau jos. Așa că m-am gândit, hai să fac în grădina mare. Și nu s-a făcut încă porumbul, pentru că știți că doar toamna se face porumbul. Un ușuroi de cârtiță. Și haideți să vedeți unde este, unde sunt cartofii, porumbul. Iau puțin. Acesta este lanul de cartofi. Haideți să vedem mai în față care este lanul de porumb. Eu zic că este acesta. Și aici este porumbul. Îmi rup cocenii. Am ajuns la câmpul de pe unde este porumbul. Am ajuns și la spatele șurii și grajdului. De fapt, nu este aici, nu este de fapt... Nu este de fapt aici, este de fapt un grajd, dar acum nu mai este grajd, pentru că aici nu sunt animale. Aici era geam, haideți cu mine să vedeți ceva. Aici era geamul, pe unde scoteau animalele ca să mai ia o gură de aer, adică să iasă, să... Simt aer de afară și aici tot ceva, tot la fel. Sau era, aici era să le dea de mâncare. Aici era ușa unde le dea de mâncare. Și cam și aici este șura. Și acolo vedeți coarnele acelea. Sunt niște coarne de berbec, adică de la ceva oaie moartă. A murit oaia și sunt acolo puse bine acolo. Locul de luat masa, bănci, scaune. Pe aici, haideți să vă arăt cum să stă. Pe aceasta se stă așa, iar pe aceasta se stă așa. Aici este locul de luat masa, adică ca să mănânci cum îți faci la grătar. Eu vă spun că într-un alt vlog îl voi mai veni aici, vă voi prezenta locul. Dacă mai vreți să mai facem cu altceva episoade, adică să mai facem episoade cu... adică cu ceva serie. Și chiar asta vreau să vă spun, dacă nu ați văzut că la Carrefour a apărut o serie cu squishy. Sunt cu animăluțe. Eu am mai avut de acelea. Adică unul mai mare, adică bulina este cert și este ceva un flamingo care este roz. Și mai am și acela micuț, mai am. Și doar două squishy așa simte ca. Și am văzut eu că la Carrefour au mai apărut unele micuțe care sunt cu animăluțe de acelea mici, animăluțe de la fermă. Curcel, vacă, nu știu, o să mă uit acolo la Carrefour să văd ce animăluțe sunt. Pentru că ele au par la raion. Și haideți să vă mai și dacă mai vrei să fac episoade aici, tot în grădina mare și sau o să fie ziua mea, dacă vreți să o să mai fac filmulețe și că nu o să fie ziua mea. Poate că o să fac, dar nu sunt sigură.
Așa că eu vă spun papa.